la Comics, bine v-am găsit, vă rog să mai aplaudați o dată pe viitoarea mea cu o soție. Sunteți foarte drăguți. Sunteți foarte drăguți. Nici nu ți-ai ridicat mâinile când ai aplaudat. Te-am văzut în pula mea, stai la prima masă. Că au mai mimat și alții în spate aplauze, dar n-am văzut, aplaudai ca o fucă aici, jos, așa. Stai să arăt cum aplaudai. Fă-te în gură. Deci stătea la masă și am văzut-o picior peste picior și aplauda așa. Faci prea multă gălăgie. Trebuie să faci, că e un show de comedie, nu-i la teatru, n-am, uită, și poate uită gluma. N-o să apare nimeni acum pe scenă care să intre. Maestre, ți-am adus gluma! Trebuie să faceți gălăgie, asta e mișto. Trebuie ca și cum râdeți de toți banii, asta e important. Că mai voi, mai sunt, se mai întâmplă, mai sunt oameni care râd așa cu... Păi, ce pula mea, că parcă țineți o bășină, voi împărăți! Dați-ne! E întuneric! Nu glumesc, asta glumeam, nu. Nu, să nu faceți asta. Că mai sunt tărtan și în sală. Că de ce am făcut tot? I-a zis să dau. Dar a zis, băi, tu să dau. I-am pus eu să aibă nachos. Nachos cu bere, mi se pare că te invită. Râs de te cași pe tine. Atâta eram să... Nu, nu le dați, sau nu dacă stați atât de aproape. Primele mese. Cum ar fi asta să știi că e un show bun la stand-up? Că să știi că ți-a ieșit bine, deci poți ia pe șerea... În timp ce stai și faci glume să fie așa, ca să-ți dai seama dacă e amuzant în glumele tale, să fii... Ăștia s-au căcat toți? Primele mese să fie așa, e foarte bun, e foarte bun! Îți spun... A fost un deliciu! Da. Foarte drăguț că să-mi faci. Dar ți-ai plătit biletul? Da? Hai mă, păi tocmai aplaudă ce drăguț! V-a zis Maria că ne-am căsătorit și că am făcut-o pentru că am băut, nu? Da, nu de asta, nu vreau să credeți de asta pentru că facem... Am glumit foarte mult pe seama asta. Nu de asta am făcut-o, nu pentru că am băut. Am făcut-o pentru că suntem de 8 ani împreună și ne iubim. Chiar ne iubim și niciunul din noi nu spera la ceva mai bun. Adică era... Serios, a venit ceva... Nu mai aveam chef de întâlniri, practic. Niciunul, nu aveam chef să mai ies în oraș și ți-a plăcut ce ai mâncat, tu te-ai împulat. Când vine nota, pauza aia dubioasă, să mă întind eu, dar să văd dacă are și aia reacție, nu cu aia, plătește tu, că n-am eu, știi? Nu mai aveam chef de întâlniri și ce ai făcut la muncă, ce vrei să faci peste 2 ani, tu te-ai împulat mea. Am uitat să duc gunoiul. Aoleu, tu te-ai împulat. Asta e o relație, când îți permiți să te înjuri așa cu dragoste, știi să zic? Iar nu-i așa. Nu de asta am făcut-o, cu toate că de atunci beam în fiecare zi. Da. Dar a fost foarte mișto. V-a zis că a venit Cristiana, nu? Exact așa a fost. A venit Cristiana. Cristiana, nu știu dacă v-a zis asta, dar e o prietenă foarte veche de când eram noi studenți la actorie și am rămas prieteni. Și asta a venit la mine, ea era ruptă în gură. Și a venit la mine prima oară și era beată și a venit la mine și m-a întrebat așa, Mincu, dacă vreodată fac nuntă cu Filip, am vrea ca voi doi să fiți nași. Și a zis, bă, Cristiana, sunt aici. A, da, așa, Mincu, dacă vreodată fac nuntă cu Filip, am vrea ca voi să fiți nași. Și m-am uitat la ea și pe moment am avut așa un sentiment de dragoste, știi, mi s-a părut ceva mișto să fii naș. Și e o responsabilitate. Până la urmă, ții niște prieteni, se mărește familia, trebuie să-i îndrum, știi, nu-i doar așa că pură mea plătești biserica și pădeai cu mare. Că majoritatea zice, nu-și doar că să meargă și eu, dă-o. Nu, ei trebuie să-i ajuți în viață, să n-am. Și m-a luat un sentiment de dragoste și în clipa aia m-am uitat la femeia visurilor mele, dar vorbea la telefon și pe aia m-am uitat la Maria și am întrebat, zic, uite Maria, uite ce, trebuie să facem asta. Și a fost foarte mișto, toată lumea a deschis și mai mult acolo, s-a avut și mai mult. Chiar am făcut-o pentru că ne iubim, dar... Eu am făcut 31 de ani asta vară. Eu de 2 ani de zile dacă beau, știu că am făcut ceva, dar nu mai știu exact ce.
niciodată, deci nu beau să cad sub masă sau să nu mai știu de mine, dar știi când se rupe un pic filmul? Știi, exact, când a venit Cristiana la mine să-mi propun asta să fim nași, m-am bucurat așa, că la, știi când te bucuri la o beție, că vine un prieten beat și zice, a, că ai, n-ai, tu pe o să sari de acolo. Da-te, bă, de aici, știi? Când zice unul, a, că ai, merge în poșă, spune, că sunt 8 km, 10 km, știi? Exact așa, m-am luat, ce? 10 minute, mă! Și m-am trezit a doua zi, dormeam într-o parte așa, și m-am trezit, Maria era în spate cu laptopul, cu rochile de mireasă, nu știu ce, și m-am uitat pe telefon, am văzut prima oară un mesaj de la un prieten care fusese la ziua mea și în mesaj scria felicitări. Și ce bună mea fericită asta? Am crezut că e de la mesaj de la Vodafone, că mai aveți 5 minute în plus. Știi când îți dă Vodafone mesaj, eu am pula mea nelimitat în orice rețea, e ziua ta, te... La mulți ani, 5 minute! Uite-vă în gură, vă dau 2 milioane pe lună. Mă rog. Mă e vorba. Show-ul ăsta e plătit de Orange, nu știu care am zis. Și am văzut mesajul ăsta cu felicitări și eram, ce dragă, de ce mă felicită ăsta? Zic, a uitat că a fost la ziua mea? Mă felicită că am trăit până acum, ce dracu. Și când am întors, am văzut pe Maria cu laptopul, zic, aaa, asta m-a făcut asta. Dar eu prima oară mă gândeam să-mi apura, poate nu mai știe ea. Că și ea a băut, băi, băi, dacă nu mă știe, nu vorbim despre asta, zic, eu am zis, bă, poate nu văd bine, poate caută training-ul, știi? Și am zis, ok, nu, o facem. Am zis că o facem, oricum voiam să facem, vorbeam despre asta. Și am sunat a doua zi pe Cristiana. Am sunat-o, uite, fată, uite care e faza, noi chiar facem nuntă, n-a fost o chestie spusă la beție. Dar că, ca să putem să fim nași, trebuie să facem nunta înaintea voastră. Deci voi când aveți de gând să faceți nunta, ca să se pupe la fix, să putem să ne căsătorim înaintea voastră. Și Cristiana mi-a răspuns la telefon și mi-a zis că seara când am ajuns acasă, că am certat cu Filii. Te împaci, fătu-te în gură? Îi sug eu, pula? Și s-au împăcat. Chiar s-au împăcat. Nu te-aia. Nu te-aia, ți-am auzit răsul ăla așa, un pic pervers. Erai singurul care a avut răsul, s-a cadat în sală, s-a îmbavolat. Și poate era o domnișoară sau o doamnă, nu știu. Nu de-aia, s-au împăcat, pentru că s-au împăcat. Că se împacă oamenii și fără să-l. Păi da, voi doar așa mă băcați. Dar voi, nu mami, ai zis că... Hai, până la... Nu, s-a împăcat să facă nunta, a fost mișto. Noi am apucat să facem cununia civilă. Ne-am dus la sectorul 6 în București să ne căsătorim. Și ne-am dus la oficiul stării civile, scria pe ușă, oficiul stării civile. Deci doar asta puteai să faci acolo. Nu puteai să declari un nou născut sau să depui actele de divorț. Astea erau alte două birouri. Și știi când te duci de face cu angajații de la stat, ai văzut că te duci un pic cu inima strânsă, ți-e frică, să ți-e cur, nu știu dacă se rezolvă. Intri cu vocea aia de milocul să rămână. Intri aplecat cu ochii umeziți să rămâine. Că suntem obișnuiți să suntem aplecați de la ghișeul ăla vechi, care avea găurica jos. Că te aplecai că vorbeai cu ei, să rămâne, da! Și aia când îți zicea ceva ca să o auzi, că n-avea difuzor, puneai urechea, nici nu priveai în ochi când vorbea cu tine. Spune-ți ce am, te lipsesc? Da, da, da! Lipsesc? Mai aduc, haideți să mă fudeți în gur, că-mi plec, da? Și am intrat cu frică, am intrat la 8:05, la 8 deschideau, la 8:05 am fost primit, când am intrat erau deja supărate. Lasă-mă până la mea de treabă. Serios, am bătut la 8 și era, se uitau așa, ce doriți? Lasă, bă! Era un birou cu niște angajate, doamne, pe la 50 de ani, știți, tântițele astea deau sprâncenele făcute de ampulea, sprâncenele de pleacă de aici se termină pe undeva pe aici, dar nu ți-e clar unde se termină. Nu ți-e clar ce stare exprimă, că din față părea supărată, din profil mirată, nu era clar ce părea. Când am intrat, m-am speriat că astea trei erau supărate, astea mirate. Zic, băi, ești prost de-a ta? Ce au zis asta de s-au supărat astea, s-au mirat astea? Adică era... Și sprânceaia de nu se termină, se unește cu părul. Dar trebuia cu ce doriți? M-am căcat pe mine, mai dat decât o dată să rămână. Zic, să rămână... Ce putem să dorim? Zic, să rămână. Noi doi vrem să ne căsătorim, doar că avem o rugăminte. Nu știm dacă se poate. Vrem să vă întrebăm dacă puteți să veniți la noi acasă, pentru că avem o familie, o persoană cu handicap, care nu se poate deplasa și ne-am bucurat dacă ar participa și el la eveniment. Ce handicap? S-a ligapat, Miri? Nu, doamne, am zis că nu este Miri. Noi... Sunt Maria, să te vadă, doamne, te vei și-o zic, noi sunt
de miri. Am început să-i explicam că nu știu cine e, nu știu cum, e în vârstă, în atac cerebral, nu știu ce. A, deci nu sunt Mihai Dica, pați, e invitat, deci dacă e invitat, stai acasă, stai acasă. Pe cuvântul meu de onoare, că nu exagerez, a făcut gestul ăsta, stai acasă. L-a făcut, băi, l-a făcut, asta-i doar că n-a zis-o. S-a uitat în ochii mei și tu, până la mea. Doar că și după aia ne-a întrebat, dar când ați vrea? Nu am înțeles, se poate, nu se poate, mai dată încă o dată, să rămână, să rămână. Când ați vrea? Zic, pe 26, s-a întors, avea un calendar. Avea un calendar, știți calendarul care are o bandă de plastic și un dreptung roșu care stă pe ziua respectivă? Avea un calendar că trebuia să numere, el te cheamă cu două săptămâni înainte, cu niște de-astea, certificat medical, că nu căsătoresc bolnav, și certificat de naștere. Că tu dacă vorbești cu ele, dar nu scrie undeva că te-ai născut, s-ar putea să nu existi. El a mai căsătorit personaje imaginare. Oameni care au venit cu naș, cu prieteni, dar pula mea, erau născuți. În schimb, votau cu PSD-ul. Calendarul ăsta trebuia să numere astea două săptămâni și avea bandă de plastic cu dreptung roșu pe ziua respectivă. Și a început să numere cu degetul. 15, 16, 17, 18, dă-mi pula mea două rânduri mai jos banda aia, care-s două săptămâni! Dă-i banda acolo, doar dacă țip la calendar ca de singură! Dacă sufli, făceam eu vânzic, dă-mi dreptul pe să-i prinde, s-a încurcat, s-a enervat, arată la gând, 15, 17, 18, 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
aveai și tronul. Când erai mică. Sau acum. Deci, mai, a început să numere, s-a curcat, s-a enervat și a zis, a început să pufez. Nu știa ce să zic, a zis, nu știu, copii, e complicat, e dificil, e pică de plasare. Trebuie să cărăm un dosar. E greu, e de vorbit cu șefa aici, nu e. Și să haideți să vorbim cu șefa. Șefa! Șefa era în birou de lângă, avea ușa deschisă, s-a auzit cum a sărit aia pe scaun. Serios, a sărit aia, a zis că dă cu gura de birou. A venit șefa cu mâna aia la inimă, deci era toată leșinată, palidă. Sprânceana șefei pleca foarte prost și ea. Dar și revenea pe ultima 100 de metri, știi? Și sprânceana de pleacă și se termină într-un V întors așa repede, știi? Că în timp ce făcea aia sprânceana, cred că și-a dat seama și-a zis, hai să-mi bat pula, unde termin pasta, unde termin pasta, dă-i jos, dă-i jos, dă-i jos, dă-i... Șefa zici că era suspicioasă continuă, așa, și că te suspecta de... Ce ocazie pula mea? Să vă căsătoriți? Nu să fi! Căsătorim, nu? Ne ocupăm? A venit șefa cu ce doriți, zic, bună ziua, avem o rugăminte, noi doi vrem să ne căsătorim și vreau să vă întrebăm dacă puteți veniți acasă, pentru că avem o familie, o persoană cu handicap care nu se poate deplasa și am dorit să participe la aceste evenimente. Ce handicap? Să handicapați miri? Nu, doamnă, am zis că noi doi suntem miri. Mai seară o dată, Maria, să te vadă șefa. O pus să facă roata, ziceți, o pus să facă roata? Hai, pizza, pizza. Hai! Și am zis, nu, noi doi suntem miri, am început să explicăm că cine în familie, că nu știu. Și a, deci nu sunt miri, dacă nu sunt miri, pare unitate, da, acasă. Dar când ați vrea? Am zis, da, acasă, când ați vrea, mai dată o dată, să rămână, zic, să rămână. Zic, bă, 26, s-a întors la calendar, 15, lasă-o în pula mea, e șefă, dă banda aia mai jos. Îmi făcea semn. A început să pufăie și șef a zis, băi, nu știu, mă, copii, pică de plasare, ca dracu, e... nu puteți voi încem acum, e... mai veniți peste încă 2 săptămâni. L-am chemat peste încă 2 săptămâni pentru că probabil era ceva dificil. Trebuia să meargă acasă să se consulte cu familia lor, să vorbească, să vadă, oare e bine să facem asta, știi? Căsătorim handicapat? Ne-am întors peste încă 2 săptămâni, ne țâția curul, că ne gândeam, bă, cum facem să-și aducă asta aminte de noi, știi? Ne-am întors îmbrăcați la fel. Și aveam pe telefon o poză cu ziarul din ziua respectivă. Ne-am întors, am dat să rămână, nu ne-am mai speriat de sprânceana tipei. Ne-am terminat să tot supărat, ce doriți? Zic, bună ziua, am fost și acum 2 săptămâni, știți, cu rugămintea, cu 26 cu deplasarea. Aaa, mi-aduc aminte, veni handicapați. Nu, doamne, nu suntem handicapați, nu suntem handicapați. Vă rog, noi suntem miri, uitați, am intrat singuri. Cu rugămintea, cum v-am spus, aaa, da, nu, copii, nu e șefa. Îmi pare rău, e prinsă cu întâlnire, nu, e șefa, mai vin peste încă o săptămână.
morții, mă, n-am jurat că n-am, ți-ți ia brut? Mi-ai strămâna. Le-a dat-o să rămâna, să rămâna, și am plecat, ne-am întors peste încă o săptămână, ne-a întâmpinat direct șefa, a zis să rămână. Am fost acolo 3 săptămâni și cu o săptămână, știți, cu rugămintea, cu deplasarea, cu nota de pe 26. Aaa, mi-aduc aminte, mini handicapat, zic, dă-te, nu-i te mini handicapat? Te m-a handicapat, Ivetele, nu? Dă-mi și eu pentru campul tău. Dă-mi din cătul. Și nu te m-a handicapat. Și avem în familie și 5 pitici. Și sărăcuții n-ajung să pună piciorul pe treaptă de tramvai. Dă handicapat, Iesu! Dar s-o fie că lucrează la CIR, dacă i-ați vedea cum jonglează. E mai scapă portocala, că e prea mare pentru mânuța lor. Într-o seară au jonglat cu grefrute, vedeți, arătuții. S-au întors cu degetele alea mici umflate. Abia țineau purpurici. Și a adus aminte, dar ah, da, îmi cer scuze, da, mi-aduc aminte, nu știu ce. Și l-am dat, unul a zis că, tot nu voia să zic că da, și noi stați un pic șefa, să vedeți, să nu interfereze cu ceva. Să nu interfereze cu ceva. Cu ce, doamnă, cu deveselul? Și tot pufoia nu voia să zică nici da, nici nu și ne-am dat seama atunci de ce nu voiam să zic asta. Pentru că ei au crezut că noi suntem niște bășinoși, niște dăștia cu mulți bani și chemăm acasă pentru că avem o vilă pe lângă București și nu vrem să ne deplasăm noi. Că ea ne-a întrebat foarte așa, era, dar ce casă e asta, mă, unde să vin? Ce casă, e vilă? Dar la modul dacă era vilă, băream pură, știi? E vilă? Zic, nu, domne, e apartament. Bă, când a auzit șefa cuvântul apartament, știi cum s-a desumflat, a început... E decomandat? Zic, nu, domne, semi... M-a întrebat, e înainte de 7-7? Zic, da, domnul. Zic, da, au reabilitat blocul. Și noi aveam pregătit un plic. Eu am zis să punem 500 de lei. Maria a zis că e prea mult să punem 300, așa că am pus 200. Am intrat, i-am dat plicul, zic, să rămâinile. S-au uitat și stați-mă așa, copii, ce faceți? Stați aici, ce e aici? Ia stați, câți ani aveți, cu ce vă ocupați? Păi așa, așa, suntem actori. Actori! Și ai să haideți, mă, copii, a strâns și voi un pumn de bani și acum mi-i dați mie, nu există. Țineți-vă banii. Venim pentru că suntem oameni. Mai există și oameni pe lumea asta. Mulțumesc cu mă, ne rămâna. O să vină un pitic de mai pe 26. Și spuneți-mi a voastră stânga-dreptea, că nu vezi.